Astăzi, seniorii liberali din Telorman și-au ales o nouă conducere pentru următorii 4 ani. Lucrările Comitetului de Coordonare pentru Alegeri al Organizației Seniorilor Național Liberal Telorman s-a desfășurat în prezența a peste 130 de membri și invitați din conducerea județeană și națională a Partidului Național Liberal. În raportul de activitate al biroului județean, președintele seniorilor a prezentat principalele obiective politice și implicarea seniorilor în atingerea acestora, dar și numeroasele acțiuni sociale și umanitare la care au participat activ membrii organizației de seniori. Seniorii Național Liberal Telorman au avut o activitate cât se poate de intensă și de benefică Partidului Național Liberal filiala Telorman. Dragii mei, eforturile dumneavoastră din campaniile electorale, indiferent de ce natură au fost acestea, au fost dintre cele mai importante, pentru că dintr-o analiză făcută la nivel național s-a constatat că 55% din totalul voturilor aduse Partidului Național Liberal revin vârstei a treia. Pentru aceasta meritați și merităm felicitări. Alături de seniorii liberali din Telorman s-au aflat președintele Organizației Seniorilor Național Liberal, Lucrețiu Tudoroiu, senatorul Eugen Pârvulescu, președintele PNL Telorman, prefectul Haralambie Iepure, președintele PNL Alexandria și Raluca Fedeleș, vicepreședinte al Consiliului Județean. Țin în primul rând să transmit mesajul prim-ministrului României și președintelui Partidului Național Liberal, domnul Nicolae Ciucă. M-am întâlnit ieri seară cu domnia sa și a ținut să trimită un mesaj de apreciere față de munca dumneavoastră și de ceea ce ați făcut și faceți în continuare aici. Și dânsul este și rămâne alături de seniorii Național Liberal. Mă bucur foarte tare că Telormanul este un județ în care seniorii au muncit mult, sunt foarte respectați, apreciați și rezultatele sunt vizibile și aici. Relația bună cu conducerea partidului cred că este esențială și mulțumesc domnului senator Eugen Pârvulescu pentru această relație. Mă adresez dumneavoastră, seniorilor, cu respectul cuvenit generației părinților și bunicilor noștri, de a căror înțelepciune și echilibru noi și societatea românească în ansamblu are nevoie acum mai mult decât oricând. Dumneavoastră ne-ați crescut, ne-ați oferit prin sacrificii și muncă asiduă toate condițiile pentru a deveni oamenii de astăzi și sunteți cei mai în măsură să ne întrupați în drumul corect, acel al echilibrului, unității și respectării valorilor morale. Mă înclin eu și organizația județeană în fața dumneavoastră ca oameni care ați contribuit enorm de mult la rezultatele despre care vorbea domnul Vrăjitoare. Domnul Vrăjitoare, într-adevăr, un om care s-a zbătut, care muncește în partid, care are poziție de la partid, care este consilier județean, este și președintele ATOP, ce înseamnă Consiliul Județean, un om de echipă, un om cu coroană pe care îl respect foarte mult, dar nimic n-ar fi fost posibil în Telorman, nici pentru mine ca președinte de filială, nici pentru dânsul ca președinte al Seniorului Liberal, fără dumneavoastră, fără cele trei organizații importante, seniori, femei și tineri. Astăzi vorbim despre dumneavoastră, despre ce ați parcurs în acești ani și cu regret vă spunem că ne-am despărțit de unii colegi și prieteni ai noștri. Mă uit în sală și văd printre colegi și printre prieteni cu care lucrăm zi de zi în acest partid, pentru că este un efort din partea dumneavoastră de a face asta și după ce ați ieșit la pensie. Mă bucur că organizația de senior este una vie și am simțit-o în toate campaniile electorale. De 10 ani încoace, fiecare campanie condusă de mine a simțit în stânga și în dreapta, pe lângă celelalte organizații, oamenii cu experiență. În sală, astăzi vreau să salut încă 2-3 primari care sunt lângă dumneavoastră și nu este de neglijat faptul că primarii Partidului Național Liberal un preț mare pe dumneavoastră, pe valoarea dumneavoastră în experiență.
în atitudine, în discurs, în a face campanie electorală și a ajuta Partidul Național Liberal, chiar dacă câteodată în viață nu primiți atât cât oferiți. Emilian Vrăjitoare a fost ales președinte al Organizației de Seniori pentru un nou mandat. Biroul Județean de Seniori Liberale ales astăzi este format din 2 prim-vicepreședinți, 4 vicepreședinți, un secretar general, 2 adjuncți și 15 membri.